Accident rutier la Pașca, în joi 5 mai, în jurul orei 13. Evenimentul s-a produs pe strada Moldovei, în zona intrării spre parcarea supermarketului Lidl. Două autoturisme au intrat în coliziune. La fața locului au intervenit o auto specială de intervenție cu modul de descarcerare și un echipaj de prim ajutor calificat din cadrul secției de pompieri din oraș și un echipaj din cadrul serviciului de ambulanță. În urma impactului a rezultat o victimă conștientă care a fost transportată la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Municipal. La accident au ajuns și polițiștii rutieri. Ambii conducători auto au fost testați alcool scopic, rezultatul fiind negativ. Astăzi, în jurul orei 13, polițiștii au fost sesizați despre faptul că pe strada Moldovei din municipiul Pașcani a avut loc un accident rutier soldat cu victime omenești. Între două autoturisme a avut loc o coliziune care s-a soldat cu rănirea unuia dintre conducătorii auto. Ambii șoferi au fost testați alcool scopic, rezultatele fiind negative. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii situații de fapt. De precizat este faptul că în zona au loc frecvent accidente rutiere din cauza traficului aglomerat. Ultimul eveniment a avut loc anul acesta pe 31 martie, când un motociclist care circula dinspre Reagecele spre centrul orașului a intrat cu vehiculul pe două roți într-o mașină care venea de pe sens opus și vroia să intre în parcarea Lidl. Accident rutier joi dimineața pe drumul județean 208 la intrarea în comuna Valea Seacă. Două autoturisme au intrat în coliziune. La locul evenimentului au ajuns echipaje medicale și de poliție. Unul dintre șoferi și un pasager au avut nevoie de îngrijiri medicale. Ei au fost transportați la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Municipal Pașcani. Polițiștii fac cercetări pentru a stabili cum s-a petrecut evenimentul. Ambii conducători auto au fost testați alcool scopic. Aceștia nu consumaseră băuturi alcoolice. Astăzi, în jurul orei 10:30, polițiștii pășcăneni au fost sesizați despre faptul că pe DG-208 a avut loc un accident rutier soldat cu victime omenești. Între două auto a avut loc o coliziune care s-a soldat cu rănirea unuia dintre șoferi și a unui pasager dintr-un auto. Ambii conducători auto au fost testați alcool scopic, rezultatele fiind negative. Cercetările continuă. Un alt eveniment rutier s-a petrecut în cursul zilei de joi 5 mai pe drumul european 85 la intrarea în satul Soci dinspre Moțca. Două autoturisme, unul condus de un cetățean ucrainean și altul de către un localnic din comuna Moțca, s-au tamponat și au ajuns în șanț. Din fericire, nu au fost victime, doar mașinile au fost avariate. Eveniment important la protopopiatul Pașcani, joi dimineața. Peste 100 de preoți au participat la alegerile în cadrul cărora s-au desemnat membrii mireni și clerici care vor reprezenta protopopiatul din municipiu în adunarea eparhială din cadrul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Astăzi, 5 mai 2022, în cadrul protopopiatului Pașcani s-au desfășurat alegerile pentru desemnarea candidaților mireni și clerici pentru adunarea eparhială din cadrul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Anul acesta s-a început un nou mandat de 4 ani și au fost propuși, propunerile desigur au venit din partea preoților paroc, au fost propuși 3 membri mireni, este vorba de domnul Pleșca Vasile, director la Avastar Pașcan, domnul Lupu Neculai, directorul Aprodex Pașcan și domnul Vasile Sandu, director la ProInvest Pașcan. Au fost aleși 2 membri din cei 3. Este vorba de domnul Pleșca Vasile, directorul de la Avastar, și domnul Lupu Neculai, directorul de la Aprodex, ca și membri titulari mireni în cadrul adunării eparhiale al Centrului Eparhial Iași, și domnul Vasile Sandu a fost ales ca membru supleant.
Tot în cadrul acestei întâlniri au fost alegeri și pentru desemnarea unui membru din partea clericilor care să reprezinte protopopiatul. A fost ales preotul Ioan Jun Canariu de la parohia din suburbia Lunca. Au fost desfășurate alegeri pentru membru cleric care va reprezenta protopopiatul Pașcan în cadrul adunării eparhiale din Iași. Au fost doi candidați, este vorba de părintele Tabarcea Marius de la parohia Înălțarea Domnului Pașcan și părintele Jun Canariu Ioan de la parohia Lunca Pașcan. În urma votului liber exprimat a fost ales părintele Jun Canariu Ioan de la parohia Lunca. Nădăjduim că activitatea acestor membri care reprezintă protopopiatul Pașcan va fi una bună. De altfel, ei sunt reconfirmați în aceste posturi pentru că au fost aleși și în mandatele anterioare și nădăjduim că pentru protopopiatul Pașcan este o alegere bună care să aducă folos în activitățile pastorale, misionare și sociale pe care noi le desfășurăm. Alegerile au loc odată la 4 ani, astfel că mandatul noilor aleși vor expira în 2026. Potrivit statutului Bisericii Ortodoxe Române, adunarea eparhială este un organism deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice și patrimoniale ale eparhiei. Adunarea se compune din reprezentanți aleși ai clerului și ai credincioșilor. Este bine de știut faptul că în cadrul Bisericii Ortodoxe Române un rol deosebit îl au și mirenii pe lângă clerici. Așa se face că odată la 4 ani se organizează în protopopiate alegeri pentru desemnarea a 2 membri mireni și un membru cleric care să reprezinte protopopiatul, zona respectivă în cadrul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei cu prilejul unor ședințe de analiză a activității administrative, misionare și sociale pe care Mitropolia noastră le desfășoară în cei 4 ani. Adunarea eparhială este formată din 5 comisii de lucru permanente, cea administrativ-bisericească, cea culturală și educațională, economică, bugetară și patrimonială, social-filantropică și organizatorică, juridică și de validare. Atenție mare cu plata taxei de salubritate. Dacă nu furnizați la timp și corect datele actualizate la finanțele locale, riscați să fiți obligați să achitați sume importante de bani și penalități de întârziere sau chiar să vă fie blocate conturile. La Pașcan, taxa de salubritate este de 12 lei de persoană pe lună, iar plata se face în urma completării unor declarații fiscale, unde trebuie trecut numărul de persoane din fiecare imobil. Acolo unde nu sunt depuse astfel de declarații, finanțele locale calculează din oficiu plata pentru 4 persoane, urmând să fie făcute regularizările în funcție de datele reale la solicitarea contribuabilului. De asemenea, persoanele decedate sau cele care nu mai locuiesc la adresa respectivă sunt scoase de la plata taxei de salubritate, tot după depunerea unei cereri de unul dintre membrii familiei. În caz contrar, datoria se acumulează și trebuie achitată. Asta deoarece la Pașcani bazele de date de la evidența populației și cele de la finanțele locale nu sunt interconectate. Altfel spus, un decedat rămâne activ din punct de vedere fiscal la finanțele locale din Pașcani, până când o persoană interesată face dovada și solicită scoaterea lui din evidențe. O astfel de situație a fost prezentată primarului la audiențe de o pășcănâncă. Femeia a explicat că are de achitat datorii de circa 1300 de lei de pe urma unei mătușe decedate din anul 2000 și a solicitat lămuriri edilului. Ea susține că a fost depusă o cerere în acest sens încă din anul 2018, dar de care nu s-a ținut cont. Mătușa noastră este decedată din 2000. Acum când am mers la Gurmăi, ne-am trezit că avem de plată vreo 13 milioane și ceva. Întrebarea mea este, se plătește la persoană sau pe casă? Pe casă. Pe imobil.
Pe imobilă. Și dacă ea este moartă din 2000, acum suntem în 2022. Din păcate așa este. Deci se face impozitarea pe imobil. Dacă nimeni nu declară că acel imobil că stă 0, 1, 2, 3, 5, 7, a, s-a declarat că vine din 2018. Ați declarat? Da, nu este nimeni. Că nu locuiesc. Ați ai declarat efectiv. Doar cei care locuiesc a declarat. Doar cei care locuiesc. Sunt declarat. Da, dacă este o casă, un imobil gol, înțeleg, nu locuiesc nimeni. Moștenitorii, cei care urmează să moștenească. Da, deci era tata ei care, care acum ai decedat, o plătit impozitul de casă. Care-i treaba? Vorbiți cu noi. Voi nu mai vorbesc, da. Pentru că eu am dat cu noi, mi-a explicat că se plătește prin imobil. Păi cum plătești pe imobil? Dacă în casă nu locuiești nimeni, nu plătești nimeni. Dar dacă locuiești, cum au locuit la ei două persoane, trei persoane, dar nu se poate să plătim atâta timp cât în 2018. Noi am declarat că persoana e decedată. Unde ați declarat? La finanță, doamnă, nu putem declara. Că nu locuiește nimeni în casă, doamnă. Poate să moară un om, finanță, când trebuie să știe ce am venit în casă. Și tot să stă în casă, faci dar e achitat pentru persoanele care au fost în casă. Deci, nu mai pentru persoana care e decedată, nu poți să citat. Nu poți fi 13 milioane. De 20 ani. 2 ani. Nu știu cum. E cam 500 de lei pe an. Nu pe imobil, ascultă-o lea. Deci pe imobil. Noi pe persoane. Ei, da, 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 noi ne putem să plătim pe imobil. Că persoanele care au stat în casă... Noi pe imobil, ascult un pic. Deci dacă tu nu faci o declarație, ai două imobili. Dar dacă faci, dar a făcut. Primarul Pășcănean a răspuns în mod greșit că la Pașcani taxa de salubritate se face pe casă, nu la persoană, încercând să explice că pentru fiecare imobil în parte, contribuabilii trebuie să declare câte persoane locuiesc acolo. Deci nu aș fi plătiți pentru un imobil. Când imobil da, pe în curte, aceea sunt două imobili. Cineva moștenitor, da, trebuiau da, să vină. O plătit, au fost anumit 11. Ești o declarație care spune că, domnule, acolo nu stă nimeni? Asta trebuie făcut. Să declarați că nu acolo ești nu nimeni. Nimeni. Nu, dacă nu declarați aia, dar nu o declarat precum că sunt două case. Nu s-au știut. N-am știut aici să declarăm că sunt două case. Sunt două case distincte. Da. Dacă nu aveai dar haideți să vă zic eu. Eu am știut mai multe imobili, da? Și eu, personal, în 2020, cred că am plătit tot așa un an de zile vreo 500 de lei, pentru că am o garsonieră, un apartament și o casă, și am sărit una. Pe asta am făcut declarații 4 persoane, cât noi suntem 4, pe asta 0, pe asta 0, pe una nu am făcut nicio declarație. Și atunci și eu m-am dus și am plătit de asta care am sărit-o, când nu mi-am dat seama, și am plătit când m-am dus la impoze, că vine 500 de lei. Am scos banii, am scos banii, am scos banii. De asemenea, edilul s-a plâns din nou că hotărârea prin care a fost impusă la plată taxa de salubritate este proastă și a recunoscut că reclamanta este o victimă a administrației locale. Deși a fost aprobată în 2018, hotărârea nu a fost modificată de actuala administrație locală și nici nu au fost făcute demersuri în acest sens. Este o hotărâre de Consiliul Local proastă, așa cum a fost făcută ea proastă. Nu sunteți singura victimă care a pățit deci... Bine, domn primar, de acord cu dumneavoastră. Așa se fac. Acum da? Mai plătim pentru persoana decedată o sumă care nu ne putem permite. Haideți să vă zic. Deci, plata gunoiului până în 2018 s-a făcut pe altă metodă. Da, exact. Pe contracte. Pe contracte. Și Consiliul Local, din părerea mea, în mod greșit atunci, dar asta este, de acum n-am ce să-i fac, e făcut, e votat. Nici noi nu plătim, domn primar. Pentru e opțiunea dumneavoastră. Cum știți dumneavoastră? În același context, Pășcăneanca de la audiențe a tras atenția că unul dintre funcționarii de la finanțele locale s-ar fi comportat urât și nu i-ar fi furnizat informațiile necesare. Primarul Pășcănean a trecut cu vederea această problemă și a sfătuit-o pe reclamantă să îi trimită o adresă cu toate documentele justificative pentru a solicita lămuriri. Am fost toți în dați-mi declarația să o văd și atunci, dacă eu greșesc. Nu am mers la noi, dar am fost la doamna la acolo și aia. De curând, că vorbești foarte urât și nu te poate lămuri, că nu toată lumea are studii, nu toată lumea. Ceea ce vorbește doamna, la parte că și-o urlă la toate persoanele. Ce care doamna ați spus? La primul ghișeu, cum intrat pe partea dreaptă. Haideți să facem în felul următor. Eu vă pot ajuta să mă uit încă o dată pe declarații și pe situația dumneavoastră de acolo. Vă
faceți o adresă simplu. Domnul primar, vă aduc la cunoștință că considerăm că impozitarea la taxa salubritate pentru ISP este făcută în mod greșit. Dați-mi în spate tot ce aveți dumneavoastră, documente, unii imobilul, cine, da, cum vă numiți dumneavoastră. Da. Eu o trimit din nou la finanțe, la șefa de la finanțe acolo, să verifice din nou, pentru că eu îi spun să facă treaba asta, dată este făcut sau nu este făcut. După care eu o să vă explic încă o dată dacă s-a greșit undeva sau nu s-a greșit, okay, sau cu tare. Ca să, okay, nu discutăm acolo cât de cărbun. Și în anii trecuți au mai fost reclamate astfel de situații de persoane nemulțumite de taxa de salubritate. Multe dintre ele au fost nevoite să se adreseze instanțelor de judecată. Conform hotărârii numărul 144 din 29 septembrie 2017, în caz de deces sau înstrăinare a imobilului, taxa de salubritate trebuie să fie sistată începând cu luna următoare, pe baza unei cereri și a documentelor justificative. Dacă o astfel de cerere a fost depusă, cum susține reclamanta, atunci taxa a fost impusă la plată în mod abuziv. Solicitare inedită din partea unui cetățean din Pașcani. Printr-o adresă trimisă legislativului local, un avocat a cerut aleșilor locali să facă demersurile necesare pentru ca operatorul județean de apă și canalizare APA Vital să înlocuiască toate capacele de canalizare de pe raza municipiului, care sunt inscripționate cu stema municipiului Iași, pe motiv că s-ar aduce o atingere gravă a acestui simbol. Mai mult, reclamantul consideră că ar fi vorba și de o profanare a însemnelor religiei creștine, deoarece în stema inscripționată pe capacele de canal se află reprezentată și Mitropolia Iașului cu două cruci. Reprezentanții APA Vital au refuzat să facă comentarii în legătură cu această sesizare, iar semnatarul ei nu a fost de găsit pentru mai multe explicații. Parcul de joacă din spatele blocului Moldova din zona de-a la municipiului Pașcani va fi dotat cu echipamente noi pentru distracția celor mici. Municipalitatea a scos la licitație prin achiziție directă un contract pentru mai multe dispozitive de joacă, ce vor fi montate în locația respectivă. Valoarea contractului este de 130.000 de lei, bani din bugetul local, iar firma câștigătoare va livra și monta produsele la fața locului. Data limită de depunere a ofertelor a fost până în urmă cu două săptămâni. S-a ridicat pe platforma SIAP, s-a ridicat un proiect în valoare de 130.000 privind unele dispozitive de joacă pentru parcurile de joacă a copiilor, cu precădere pentru cel din spatele blocului Moldova. Proiectul este pentru livrare dispozitivului de joacă și pentru montaj, deci achiziție și montaj. Sperăm ca toate dispozitivele noi să încapă în parcul respectiv. Potrivit caietului de sarcini de pe sistemul electronic de achiziții publice, din această sumă vor trebui să ajungă în parcul respectiv un complex de joacă cu turnuri, foișor cu băncuțe, mai multe topogane, ansamblu de joacă tip căsuță, balansoare, leagăn, carusel, cutie cu nisip și va fi pus pavaj cauciucat pe 100 de metri pătrați. Garanția echipamentelor va fi de 24 de luni și va intra în vigoare odată cu data procesului verbal de punere în funcțiune. Viceprimarul Cristian Rățoi a precizat că piesele vechi de mobilier care sunt în stare bună vor fi refolosite pentru înființarea unui parc într-una din suburbiile Blăgești, Sodomeni sau Boșteni, unde nu este niciun loc de joacă pentru copii. Vom vedea cum vom face ca cele vechi, dacă nu necesită reparații capitale, să le putem utiliza în alte parcuri de joacă sau eventual să creăm, să organizăm un astfel de parc de joacă. Ar trebui unul să îl facem în Blăgești și un parc de joacă ar trebui la Sodomeni și chiar la Boșteni. Acestea sunt locuri în suburbiile respective nu sunt absolut deloc. În suburbiile Gâștești și Lunga, singurele spații de joacă sunt la școli sau grădinițe.
Administrația locală din Pașcani cheltuie și în acest an o mică avere din banii publici pentru închirierea unei platforme cu braț mobil, folosită pentru toaletarea arborilor de pe domeniul public. Conform unui anunț postat pe sistemul electronic de achiziții publice, primăria este dispusă să achite 130.000 de lei pentru închirierea unui utilaj cu o înălțime de cel puțin 20 de metri, timp de 980 de ore. Ofertele au fost depuse până pe 18 aprilie. Tot prin achiziție directă vor fi cumpărate 300 de tricouri inscripționate, suma rezervată fiind 7.200 de lei. Ele urmează să fie folosite pentru o serie de activități de informare, dar și pentru sportivii care vor participa la crossul toamnei. De asemenea, municipalitatea a anunțat că intenționează să cumpere coroane și buchete de flori în valoare de 12.850 de lei pentru o serie de evenimente și să contracteze servicii de consultanță în valoare de 10.000 de lei pentru elaborarea unor studii de oportunitate de închiriere a unor bunuri de proprietate publică. Alți 20.000 de lei ar urma să fie cheltuiți pentru servicii de consultanță în domeniul evaluării a 50 de suprafețe de teren cu o suprafață totală de 2.000 de metri pătrați la bariera de la Plăgești, în vederea cumpărării sau exproprierii pentru amenajarea unui sens giratoriu. Vineri 6 mai în municipiul Pașcani se vor auzi sirenele de avertizare și alarmare a populației. Nu va fi însă pentru avertizarea vreunui pericol, ci doar pentru verificări ale sistemului, anunță administrația locală. În acest context există posibilitatea ca sirenele de avertizare și alarmare să fie activate timp de câteva secunde. Fiind o procedură uzuală, nu este cazul să vă alarmați sau să intrați în panică, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a primăriei Pașcani. Astfel de verificări se fac trimestrial, potrivit celor spuse de reprezentanții municipalității. În oraș sunt 10 puncte ale sistemului de alarmare, amplasate pe clădirile instituțiilor publice și pe blocuri. Sirenele ar fi fost înființate în jurul anilor 1970 și necesită reparații. Pe lista de investiții din acest an din bugetul local a fost alocată suma de 150.000 de lei pentru proiectarea și execuția unui sistem de alarmare publică pentru situații de urgență. De precizat este faptul că în România există 3 tipuri de alarme: alarmă la dezastre cu 5 sunete, prealarmă aeriană cu 3 sunete și alarmă aeriană cu 15 sunete cu pauză între ele. Ziua Europei va fi sărbătorită la Casa Municipală de Cultură din Pașcani cu muzică de fanfară și tradiționalul concurs de desene pe teme europene. Luni 9 mai, începând cu ora 12, în holul Instituției de Cultură, vor fi premiate cele mai bune desene și va avea loc și un moment artistic, susținut de către mini-bandul Trubadurii al Casei Municipale de Cultură, condus de către Mihăița Tomei. Luni 9 mai 2022, începând cu orele 12, vom sărbători împreună Ziua Europei, Ziua Independenței de Stat a României, 1877, și Ziua Victoriei Coaliției din cel de-al doilea război mondial. Cu această ocazie vom înmâna premiile pentru concursul de desene pe teme europene și, bineînțeles, un spectacol al mini-bandului fanfarei Casei de Cultură. Această activitate, aș dori să menționez, că va avea loc pe holul instituției. Menționăm că ziua de 9 mai are pentru poporul român o triplă semnificație. Pe lângă ziua independenței, proclamată în 1877, românii sărbătoresc victoria Coaliției Națiunilor Unite în cel de-al doilea război mondial, la 9 mai 1945, dar și ziua Europei. Data de 9 mai a fost aleasă ca zi a Europei de Consiliul European de la Milano în 1985.
Thank you.